A fost sărbătoare mare în comuna Braniștea, iar cu această ocazie specială, primarul comunei Marin Ion a inaugurat două obiective extrem de importante pentru locuitorii din comunitatea sa. Un loc de joacă la standarde europene pentru cei mai mici locuitori, cât și reabilitarea unui monument istoric de o importanță deosebită pentru locuitorii din Braniștea. Locuitorii comunei Braniștea și-au sărbătorit originile ieri seară, iar primarul comunei Marin Ion a dorit să le facă încă o surpriză cetățenilor, inaugurând două obiective de investiții. Comuna Braniștea a cunoscut o dezvoltare impresionantă și asta datorită unei bune colaborări dintre autoritățile locale și cele județene. De această dată vorbim despre inaugurarea unui loc de joacă la standarde europene pentru copiii comunei, cât și despre reabilitarea unui monument istoric de o importanță deosebită pentru locuitorii comunei. În momentul de față inaugurăm finalizarea lucrărilor la două obiective de investiții, respectiv un parc al tineretului care se vede cu o parcare pentru mașini, precum și în centrul satului Braniștea, reabilitarea unui monument istoric, o stație de călători. Am avut un sprijin consistent din partea Consiliului Județean, din partea președintului domnul Aladin Georgescu, și tot timpul am simțit că este alături de noi, împreună cu toți ceilalți deputați, senator, prefect. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a oferit mereu sprijin comunei Braniștea în toate proiectele implementate, iar buna colaborare dintre acesta și primarul comunei, Marin Ioan, se vede prin numeroasele investiții realizate. Consiliul Județean Mehedinți a sprijinit în permanență comuna Braniștea, iar astăzi, în zi de mare sărbătoare, cu ocazia nedăii satului, iată că a venit momentul în care domnul primar, alături de viceprimar și de consilierii locali, au inaugurat. Au recepționat două obiective, unul constă în acest minunat loc de joacă pentru copiii din localitate și de asemenea au restaurat un monument care ține trează în memoria locuitorilor comunei Braniștea numele celor care s-au jertfit pentru comună și pentru stat, atât în războiul de independență cât și în cele două războaie mondiale. Felicitări domnului primar, felicitări tuturor colegilor noștri din această localitate pentru ceea ce au făcut aici. Liviu Mazilu, senatorul PSD Mehedinți, l-a felicitat pe primarul comunei Marin Ion pentru faptul că prin aceste investiții a cinstit totodată memoria eroilor, dar a și creat un spațiu la standarde europene pentru petrecerea timpului liber. Devin de fiecare dată cu bucurie, cu mândrie chiar, în comuna Braniștea, unde văd că unul dintre cei mei gospodari primari ai județului Mehedinți reușește să aibă investiții finalizate anual. Iată că astăzi punem în valoare un monument mai vechi, dar reabilitat în cinstea eroilor brănișteni din cele două războaie mondiale și chiar din războiul de independență, și este foarte bine și foarte frumos că cinstim memoria acestor eroi. Totodată suntem în acest amplasament în care, iată, primarul a gândit un parc pentru tineret, pentru copii, pentru familiile tinere și, de ce nu, și pentru pensionari, de care se bucure toți în centrul acestei frumoase comune. Oamenii gospodari merită felicitați pentru primarul care l-au și pentru ceea ce se realizează în comuna lor. Cinstelor. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a apreciat investițiile realizate de-a lungul timpului de un primar gospodar și l-a felicitat pentru inaugurarea acestor obiective de utilitate publică. Mă bucur că am putut participa astăzi, chiar de ziua comunei, de ziua Sfântului Ilie, la inaugurarea unor obiective de utilitate publică. Mai mult decât atât, în aceeași locație pe care am vizitat-o, au fost amplasate anumite panouri cu imagini sugestive din istoria neamului nostru, ceea ce este un lucru foarte frumos și educativ. Apreciem aceste realizări ale primarului gospodar, care este domnul Marin. Are multe obiective pe care le va realiza și în viitor și nu mai vorbim că de-a lungul mandatului pe care l-a avut și mandatului trecut a arătat că este un bun gospodar și poate face lucruri deosebite în localitatea Braniștea. Așadar, cetățenii din comuna Braniștea au avut mai multe motive de sărbătoare, pe lângă celebrarea Zilei Comunei, acolo unde muzica și voia bună au fost la ele acasă. Satele din județul Mehedinți se află pe podium în ceea ce privește atât infrastructura rutieră la standarde europene, cât și condițiile bune de trai ale locuitorilor. Toate acestea reprezentând încununarea unei bune colaborări dintre autoritățile locale și cele județene.